Stimați telespectatori, realizăm astăzi un reportaj pe o temă de mare actualitate. După cum ați observat, statisticile din ultima vreme arată că natalitatea a scăzut îngrijorător, într-un mod dramatic, aș putea spune. Ne-am plimbat cu echipa de filmare cam prin tot parcul și nu am întâlnit foarte mulți părinți cu copii mici. Avem totuși o șansă, încercăm să-i intervievăm pe cei doi părinți. Bună ziua, iertați-ne, realizăm un sondaj de opinie aici în parc. Credeți că natalitatea a scăzut de ce? Datorită scăderii nivelului de trai sau pentru că este o frică de răspundere? Dacă e să mă întrebați pe mine, eu zic că nivelul de trai. Și dacă e să mă întrebați pe mine, este frica de răspundere. Sau dacă e să ne întrebați pe amândoi? Da, noi gândim la fel. Am observat. Da, văd că aveți un copil mic, un sugar. Da. Cum vă descurcați cu el? Greu, foarte greu. Să vă spun ceva, noi deja am început să strângem bani pentru universitate, dar nu știm încă ce facultate vrea pentru că plânge în continuu. Da, așa sunt cei mici. Da, dar și eu sunt cel mai mic la firma acolo unde lucrez și uite că nu plâng. Și femeia de servicii este mai mare ca mine. E mai în vârstă? Nu, e nepoata patronului și eu sunt angajat tot de probă. De mult timp? De vreo 2 ani de zile. Și sunt plătit tot de probă. Cum adică? Adică o lună da, o lună nu. La noi este proba la scandal. Adică dacă nu zic nici pâs, mă mai angajează 2 ani de zile. Dacă fac scandal, înseamnă că am picat proba plângăceșilor. Mă, ce să-i facă? Să-l concedie? Gata, nu mai țipa la copil, ce ai? Să știi că îl retrogradezi. Îl retrogradezi. Lasă, poate, auzi, poate vreau jucăria. Păi arată-i jucăria. Hai să facem o probă? Arată-i. Ia, hai să facem o probă. Hai, gata, mami, gata. Hai. Vrea? Hai cu mama, hai cu mama. Nu vreau. Hai să încercăm cu biberon. Ce probe avem la noi? Așa, uite avem, avem biberonul cu lăptii. Bun. Avem biberonul cu ceiuț. Bun. Biberonul cu, uite, cu sufică de pui. Da. Și biberonul cu apă minerală. E bine așa? E bine. Nu cred că e bine. Cum bea sugarul și apă minerală și supă și... Dom'le, bea, nu bea, asta e. Deci noi trebuie să ne lămurim. Trebuie să vedem dacă corespunde. Și dacă nu corespunde, ce faceți? Nu vă uitați la mine, că eu nu sunt fabrică de copii, da? Așa, fă și tu moftul. Da. Of, domne! Mă lași. Că nu l-am ascultat pe prietenul meu cel mai bun, Mieluță, da. Să fac prima probă de însurătoare cu sorța, cu Florica. Adică vrei să zici că pe mine m-ai luat tot de probă? Și locuința la fel? Ha? Acum înțeleg eu de ce am schimbat noi 6 case în 2 ani. Probe, Mimi, probe. Da, probe. Auzi, probe. Știi ce? Ce-ar fi să punem și două în divorț să vedem cum e să nu ne ia prin surprindere? Așa e, și cât suntem despărțiți, ce-ar fi să probești și eu vreo 2? Da? Da. Poftim. Băi, frate, cum nu-i place ceva? Cum? Gata, case. Parcă ar fi România, știți, când merge să intre la Uniune. Ue! Dom'le, m-am săturat. Toată viața noastră este o probă de sus până jos. De unde de sus? De sus, de la guvern. N-ați văzut? Pune un ministru, stă vreo 3 luni, după aia îl schimbă. De ce? Dă probă, să vadă și el cum e. Și de jos? De jos? Noi, gospodinele, cum ar veni poporul, adică. Stă poporul în lună cu minte, hop, la un meeting, la o mineriadă, la asta ceva. Iar stă poporul cu minte, e la o ciorbă, la o bucătărie, o chestie din asta, hop, o dă pe droguri. Și asta o dă probă. Păi, ce, dumneavoastră, luați droguri? Haide, domne, uită-te la fața mea. Păi arăt eu a doamnă din lumea interlopă. Alea are palmă, frate. Are gablonțuri, are marafeturi, are de-astea. N-arăt eu ca eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Am înțeles că în ziua de astăzi totul este în provizorat, dar măcar aveți o certitudine. Măcar dânsul, bebelușul, este ceva, să zic,
definitiv, nu? Sau nu cred că l-ați făcut și pe el de probă. Da, 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 domnul reporter. E închiriat. Închiriat? Eu asta n-am mai auzit-o. N-am mai auzit-o. Pe cum? Așa de mic și deja a intrat în lumea de rechine ai afacerilor. Ia hai să ne uităm mai bine la el. Uitați-vă, domnule, uitați-vă. Băi, fraților, eu pentru cine plâng aici? Trebuie să intrăm în probă la o altă firmă de Pampers. Ăștia nu păstrează deloc fundulețul catifelat.